În ședința extraordinară a Consiliului Local de luni 7 noiembrie, cel de-al patrulea punct de pe ordinea de zi și cel mai important a fost proiectul de hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare persoanelor ale căror imobile aflate la mansarda blocului de locuințe C32, Aleea Panseluțelor numărul 1, au fost serios afectate și distruse de incendiul produs în data de 26 aprilie 2022. Cele două comisii de specialitate au dat aviz favorabil și proiectul a fost supus votului. Bogdan Maria, Mihailescu, Manda, Popescu, Grigorescu, Iordache. 13 voturi pentru, 6 împotrivă și 1 anulat. Ajutorul financiar care va fi acordat de către municipalitatea celor 11 persoane ale căror locuințe au fost grav afectate de incendiu se ridică la suma de 300.000 de euro. Banii vor fi plătiți în lei, rezultând o valoare medie de peste 100.000 de lei de persoană. Plata se va face eșalonat pe parcursul unui an de la data obținerii acordului de demolare al mansardei de la toți cei 11 proprietari afectați. Hotărârea Consiliului Local nu va produce efecte în cazul în care nu se obține acordul tuturor celor 11 proprietari afectați în vederea demolării mansardei, care acum este în stare de ruină.